sperat că fiica mea o să le citească. Și când am văzut că începe să citească numai cărțile polițiste, am făcut un recensământ, am luat toate cărțile polițiste din bibliotecă și le-am făcut cadou unei persoane care agrea genul ăsta de cărți. E, sigur, la ora actuală citește cărți mai serioase, dar tot fiction. Deci, nu știu, depinde și de structura persoanei și, evident, Carl Sagan spunea treaba aceasta, se pliba într-o bibliotecă mare, zice, omul mai mult de 6.000 de cărți într-o viață nu poate citi. Și e foarte important care sunt alea. Evident, însă, dacă toți am citit aceleași cărți, ar fi jale. Așa că e bine că mai citim și cărți de credință. Și în încheiere, pentru că a fost o seară lungă și frumoasă, doar de atât aș vrea să spun și eu o paralelă, pentru că, de fapt, saltul pe care îl facem este către o viziune organică, dacă vreți, organicistă. Dacă vă uit într-o metaforă, fiecare organism are nevoie, la un moment dat, de anumite ingrediente pe care le ia din mâncarea respectivă, din mediul înconjurător. Există un mecanism interesant în care sunt secționate anumite părți, componente din mâncarea respectivă, care este utilizată de sistem, respectat afară. Deci, analogie, fiecare om, profesor altul, dacă știe să citească, extrage din o carte, nu toată cartea că nu memorează, ci acele pasaje care asamblate formează personalitatea. Și atunci, într-un fel sau altul, contează foarte mult cum citim și nu ce citim, sau amândouă, cel puțin. Pentru că eu constat, și asta a făcut niște experiențe concrete, am dat niște texte unor studenți și i-am rugat să extragă, eventual, și să sublinieze cu o culoare textele, frazele care sunt cumva mobilizatoare, dă un sentiment de mamă, wow, ce frază interesantă, cu altă culoare, cele care au citit de 3-4 ori, dar n-au înțeles nimic. Și eventual să sublinieze și ceva cuvinte care nu le știu pentru a putea vedea cam care este reacția. 90% nu știu să sublinieze nimic. Pentru că nu extrag din carte ceva ca să li se potrivească pentru a asambla ceva într-o variantă de proiecții, de gândire. Atunci avem o problemă, apropo de analfabetismul funcțional, și ne întoarcem de fiecare dată la observația respectivă. A citi, întâi ar trebui să facem exerciții de vorbire în sens de rostire, nu de vorbire, vorbire, prea multă de vorbire, la televizor mai vorbire, totul este vorbire, deci fără coerență, fără bază, dar cu spectacol și legătură emoțională puternică. Mai rău să înțelegem că există în spate o filtrare care se numea, cum să spun, rostire, deci aibă un miez și un rost, dar rostul, iarăși, pentru fiecare parte, pentru că este admită că fiecare este o entitate. Deci, domeniul ăla foarte mare pe care Dan l-a pregătit, l-a arătat, dimensiunea umană, spirituală, dimensiunea sufletească și mai departe, este un teritoriu în care nu spune problema să căutăm adevărul în sensul unui ideal matematic. Și atunci, zic eu că lucrurile încep să fie interesante. Eu, de exemplu, mi-a plăcut foarte mult cartea, pentru că mi-a avut importanță mare, ca și Castanieda, pentru că mi-a avut foarte importanță foarte mare, la fel ca și Dărgănescu, că a avut importanță foarte mare, și Săhleanu. Dar nu am copiat învățăturile de acolo. Am expras acea frază care mi s-a potrivit și am asamblat cât am putut problema personală, dezvoltarea personală, experiențe, nu am putut să fac. Mai zic că acum avem cu ceva ce experiențe, avem atâta aparatură cu care facem experiențe ușor acasă, avem laboratoare acasă. Deci nu ne mai emite numai teorii. Teoria respectivă poate fi și validată, verificată și în limba în care verificarea atinge și o aplicație pragmatică în fața unui realități de acele gen, pe cei cele în urmă, teoria este colapsată la adevăr și se certifică, pentru că niciodată a fost o... Deci, eu am încercat să fac, așa, în mod eroic, să rezum niște lucruri, dar puteam discuta ce este adevărul, cât de timpuri și așa mai departe. Aș vrea să spun că contează enorm de mult rapturile, ca o completare la ce ai spus tu. De exemplu, cineva, să zicem că îmi face cadou 1.000.000 de cărți. Eu iau acele cărți, iau o carte, o pun în raftul potrivit. Iau asta, asta merge în raftul ăla, în raftul ăla. Și știu fiecare carte, pe urmă, unde o găsesc. Și unele le arunc. Un om care nu are rafturi potrivite, va arunca toate cărțile. Deci, înlocuiți cuvântul cărți cu fraze, cu cuvinte, cu tot ce vreți, deci generalizați puțin, și asta este, contează să aveți rafturi.
ci să fi elaborat rafturile personale, cele care vă folosesc. Pentru că dacă nu le aveți pe astea, degeaba citiți. Deci exact ce ai spus tu, am încercat să spun în alte cuvinte. Așa ne construim, de fapt ne construim și participăm o realitate frumoasă, multidimensională, care evoluează și care sigur trebuie să găsim și formă de expresie, de prezentare, poate mai, știu eu, mai altfel, care să fie specifică zilei de azi. Și așa că avem ce face, nu ne plictisim. Vă dorim o seară plăcută în continuare. Vă așteptăm să urmăriți și totuși avem pe internet aproape 150 de ore de înregistrare la Catenea. Vă spuneam că ne-am dorit extrem de tare să facem un eseu în sensul în care cineva să-și aleagă o temă și să urmărească principalele, acum sunt catalogate acolo și care au fost temele în câteva cuvinte și poate din o oră jumate, două de prezentări se extragă câte o frază, două, trei și concatenate să formeze o altă formă de structurarea unui eseu, nu scris, ci vizual, care dacă, să aibă un mesaj. Dacă cineva provoacă un dialog suficient de interesant, îi fac cadou o carte. Așa este, din păcate, cum era acolo morcovici. Trebuie să ieșim din morcovici, să venim cu inițiativă. Nu sunt pe treasă să punem noi un premiu, ca să facem... Deci o carte despre una dintre alea care vine apărat. În orice caz, vă promit că textele pe care mi-a dat și mai ales cartea aceea cu automate celulare, care și pentru mine a fost importantă la momentul respectiv, e accesibilă în cadrul Bibliotecii Complexității, pe, la pagina complexity.ro, sau, dacă nu o găsiți, aveți acum office@complexity.ro, cereți și vi se va da. În orice caz, seara plăcută pe săptămâna viitoare. Domnul Urban, la locul de dezvoltare vis-a-vis de știință și spiritualitate, de inteligența materiei pe care ați auzit, va fi în mijlocul nostru și continuăm. Bună seara!